și trebuie să vă spunem cu tot respectul faptul că rata șomajului se duce în continuare vertiginos către cifre pe care nu le-a avut județul Covasna niciodată. Aceasta însemnând că în momentul de față, în plată, avem 568 de persoane. Aceasta datorită faptului că au intrat în luna respectivă, în luna aprilie, au intrat 695 de persoane și au ieșit 1104 persoane. În acest moment, din totalul de 4264 de persoane în evidența noastră, sunt 1794 de femei, ceea ce reprezintă 42%. În continuare ținem acest trend ca femeile să fie mai bine ocupate sau preocupate, să își găsesc un loc de muncă și să contribuie la economia județului. Din șomaj au intrat s-au încadrat în muncă un număr de 310 persoane. Acestea, din diferite categorii de persoane, au fost chiar și stimulate, astfel încât la finele lunii am avut rata șomajului de 4,81, după cum vă spuneam, o rată neatinsă de noi în evidențele noastre, mai puțin în primul an, în anul 91-92, când ratele șomajului erau reduse, pentru că aș putea să afirm, a fi șomer la vremea respectivă, în 91-92, era o rușine. În momentul de față este chiar o problemă normală, socială. Chiar spunem că avem nevoie de șomeri. Acest număr de șomeri este redus în comparație cu nevoia județului. În multe situații avem astfel de solicitări să trimitem oameni cât mai mulți. Săptămâna trecută, Textila Oltul ne-a solicitat un număr de 20 de persoane pentru munci necalificate, de exemplu. Sau ieri, Alex & Co. ne-a solicitat peste 20 de persoane. E o situație, am putea să spunem, alarmantă, în condițiile în care, după cum cunoașteți, lansarea proiectelor europene pe POCU solicită personal care să fie implicat, persoane care să fie implicate atât în măsurile de reformare profesională, reconversie profesională, cât și în ocupare, plasare. Sunt elemente foarte importante ale acestui program, iar atragerea banilor europeni este legată de acești șomeri din evidență. În teritoriu, cei mai mulți șomeri se regăsesc în zona Sfântul Gheorghe, 1766, urmat de Baraolt cu 946 de persoane, Târgu Secuiesc cu 626 de persoane, respectiv Covasna 599 și Întorsura cu 327 de persoane. O altă formă de menținere și îmbunătățirea plasării este în continuare formarea profesională, deci măsura activă, prin care de la începutul anului ne-am organizat în 8 grupe de formare. Printre acestea avem comunicarea în limba germană, competențele informatice și lucrători în comerț, 122 de persoane implicate. Au absolvit până în momentul de față 27 persoane au absolvit aceste programe finanțate doar din bugetul asigurării de șomaj, deci nu mai avem alte forme de susținere. La nivelul ratei șomajului pe localități, trebuie să vă spun că aceasta este în continuare, ca și rata generală a județului, destul de redusă. La nivelul municipiului Sfântul Gheorghe, rata este de 1,43%, municipiul Târgu Secuiesc 1,23%, în orașul Baraolt 1,79%, în Covasna 2,28%, iar în Întorsura Buzăului 3,64%. În mediul rural, cea mai mare rată a șomajului se regăsește în Vâlcele, 20%,
urmată de cifre destul de ridicate, de exemplu la Hedic 14%, la Comandău 10%, la Bățani 15%, respectiv la Belin 10%, iar celelalte localități au o rată foarte redusă sau aproape de zero, cifre care se regăsesc, de exemplu, la Esternic, la Valea Mare, la Sânzieni, la Turia și care, din acest punct de vedere, spunem noi, nu întotdeauna, dacă este vorba de șomaj, nu întotdeauna stimulează ocuparea forței de muncă, pentru că angajatorii solicită personal să fie angajat, mai ales în această perioadă. Mă reîntorc față de solicitarea angajatorului Alex Senko de la Chichiș și ne propunem ca la începutul lunii următoare, deci la începutul lunii iunie, presupun în jur de 6-7, să organizăm o mini-bursă a acestor locuri de muncă alături de Textila Oltul, pentru care să avem o deschidere mai mare, să invităm atât angajatorii cât și angajații. La nivelul activității noastre privind EURES-ul, adică rețeaua noastră europeană pentru muncă în străinătate, sunt în continuare în evidența noastră 32 de persoane care solicită un loc de muncă în străinătate, din care 9 sunt femei, 24 sunt cu studii primare, 7 cu studii liceale și o singură persoană cu studii universitare. Ele solicită, ca solicitanți sunt în marea lor majoritate în categoria de vârstă 26-35 de ani. O singură persoană este sub 25 de ani. Oferta locurilor de muncă a rămas în continuare una destul de mare, de aproape 300 de locuri de muncă la nivel de țară pentru această săptămână, din care 110 sunt locuri de muncă pentru Marea Britanie în domeniul îngrijirii personale, bucătar și îngrijitor pentru persoane la domiciliu, Suedia, în continuare domeniul femeilor de serviciu și domeniul auto, mopsit, tinichigerie, respectiv reparație auto, Germania, 52 de locuri de muncă, 15 factor poștal, în rest, ingineri mecanici, electricieni, asistenți medicali, bucătari, templari, persoane pentru serviciu în domeniul hotelier, asistenți medicali. În Slovacia, 37 de locuri de muncă, din care 30 sunt șoferi, 7 îngrijitori, persoane respectiv infirmieri. În Republica Cehă, 25 de locuri de muncă, 15 șoferi, în rest manageri, șlefuitori, pilitori și alte domenii lucrative. În Irlanda, 5 locuri de muncă pentru prelucrarea cărnii. Norvegia, 3 locuri de muncă în domeniul cercetării. Olanda, 3 locuri de muncă în domeniul construcțiilor, Belgia, babysitter, Spania, masseur și Franța, lucrător în domeniul hotelier, ca idee.